După ce Maria a terminat unghiile Cătălinei, au venit la ea în dormitor să uita prin la blace ce produse mai are, au, a dat-o cu un fel de ulei pe mâini și apoi a venit și Vlăduț, a uitat în de fardură a Mariei și a început să-i facă un make-up. Eu vă recomand să nu mai puneți la suflet nimic din ceea ce se scrie. Este clar și s-a văzut de-a lungul timpului că Maria a dat din produsele ei fetelor chiar și anemonei. Am văzut-o eu când i-a dat o pastă de dinți, o apă micelară, nu mai țin minte cărui fete spunea că a primit două și că îi dă una. Ultima oară avea apă de mare. Dintre aceea știți, la tub, i-a dat Cătălinei una, adică despre ce vorbim, ea întotdeauna când a primit mai multe produse și avea gen două din același, aceeași categorie, întotdeauna l-a dat fetelor pentru că știa că nu are. Acum spunea Maria că nu mai are deloc fond de ten și apă micelară, cred și îi spunea lui Vlădus că eu chiar nu mai am ce să mă dau pe față în momentul acesta, nu mai am nici fond de ten, nu mai am nici apă micelară și vorbea acolo cu Vlădus despre make-up, despre ce vrea să-și mai facă. Nu mai, deci nici nu mai luați în seamă discuțiile de genul că sunt clar penibile și făcute fix casă, mai este un, un, scandal pentru că au văzut că nu mai are ce să spună și doamna Simona a tot repetat în continuu să se termine acest conflict și n-a trebuie să, să vorbească despre altceva ca conflictul să se mențină, nu?